Suciovenii au debutat în competiția de la Hunedoara cu o victorie categorică, scor 0-8 în fața echipei Salamandra Zalău. Pentru Railex a urmat un nou succes, scor 2-1 contra Devei. În celelalte două jocuri din faza grupelor disputate în compania campioanelor din Craiova și Târgu Jiu, gruparea patronată de Ilie Lahman a înregistrat victorii la loviturile de departajare. Pentru a ajunge în careul de aș al turneului, formația suceveană trebuia să treacă de Juventus Sibiu. Din păcate, albroșii s-au văzut conduși încă din primul minut și în ciuda faptului că au dominat categoric întâlnirea, nu au reușit să întoarcă rezultatul. A fost 0-2 la pauză și 2-4 la final, iar sucevenii au pus punct astfel drumului către trofeu. De cealaltă parte, sibienii aveau să devină noii campioni naționali la mini-fotbal după ce s-au dispus în finală de Golden Boys Bacău cu scorul de 2-0.